Artistul a expus o serie de 20 de lucrări de mari dimensiuni, trei dintre acestea fiind premiate la festivalul Vama sub lumini de Oscar, la secțiunea Nud Artistic și publicate în ediția electronică a tabloidului american Examiner. Titlul acestei ciclu de fotografii de nud artistic se numește Type of Sinestezia. De ce se vorba de sinestezie? Percepția unui simț cu ajutorul altui simț. Pentru că de foarte multe ori ni se pare sau avem ideea sau cochetăm cu ideea că mirosim verde sau vedem sărat. Cam asta este ideea. O combinație a simțurilor, o îmbinare a lor de a crea emoție. Lucrările regizorului Devean, declarate cele mai bune lucrări nude din concurs, au fost surprinse în cadrul unui happening ce s-a desfășurat la festivalul de la Vama Veche. Jumătate de oră de fotografie în plin soare, 300 de cadre și o săptămână de lucru la prelucrarea imaginilor pentru a atinge perfecțiunea cerută la un eveniment de o asemenea învergură, i-au adus Hunedoreanului premiul întâi. Nu m-am așteptat, eu a doua participare a mea la acest festival, Vama sub lumini de Oscar, și am fost foarte încântat că a luat premiul întâi, chiar nu mă așteptam, având în vedere că au fost foarte mulți înscriși și fotograf foarte bun din străinătate, dar se pare că le-au plăcut foarte mult lucrările mele și mi-au acordat acest premiu. Drept urmare, am considerat că este necesar să fac o expoziție și la Deva, unde e casa mea. Vizitatorii au fost extrem de încântați atât de tema tratată de artist, cât și de culorile strălucitoare surprinse prin obiectivul aparatului de fotografiat. Mi se pare foarte interesantă, cu o compoziție foarte bună a imaginii, cu tonuri de culoare calde și chiar unele idei năstrușnice pentru neavizați. Foarte reușită. De fapt, dânsul lucrează întotdeauna frumos. Ne surprinde, sigur, de data aceasta, cu multă mișcare, cu o cromatică vie, așa, și cu un alt fel de a vorbi despre corpul uman. Deoarece expoziția va sta pe simezele Galeriei de Artă Forma din Deva timp de doar două zile, artistul a promis pe viitor să mai expună o parte din lucrări și în foaierul Teatrului de Artă din Deva.